Numirea deputatului Andrei Gerea în funcția de ministru al economiei a fost mult comentată și disputată astăzi de la premierul Victor Ponta până la liderul local ai USL. Referindu-se la noul ministru al economiei, premierul Victor Ponta a avertizat că oricine intră în guvern devine o țintă. Afirmația a fost făcută chiar în ședința de guvern. Cred că toți știți, în momentul în care ați intrat în guvern, că sunteți ținte, așa încât ne asumăm aceste riscuri. Uneori, ele se îndreaptă și în mod greșit asupra celor care desfășoară activități, dar eu vreau să vă propun tuturor ca noi să fim cei care facem lucruri și alții, sigur, ne acuză, ne critică. Atât timp cât guvernul face lucruri și face lucruri bune, face lucruri importante și ia decizii, ne asumăm și criticile celor care nu fac nimic și se ocupă doar cu acuzatul, a spus Victor Ponta. Pe de altă parte, primul ministru a vorbit și despre prioritățile pe care trebuie să le aibă noul ministru al economiei. Domnul Gerea va avea în mod sigur de continuat lucruri importante care țin de Old Chem, de Cupru Min, de politica noastră industrială pe plan european și sunt convins că se va ocupa foarte bine de această sarcină. Și președintele PSD Argeș, Constantin Nicolescu, a fost întrebat despre numirea deputatului Andrei Gerea, dar mai ales despre proiectul acestuia de a realiza privatizarea Old Chem la pachet cu Arpe Chem. Temă complicată acolo, nu se rezolvă așa ușor, dar probabil că, oricum, fiind în zona economică de mai mult timp, domnul Gerea, fiind și șeful grupului la PNL, probabil că are informații suficiente și se acomodează repede. Eu urez succes și sănătate. Și eu sunt convins că nu asta contează culoarea care fiind în Argeș și va face treabă pentru Argeș. Președintele PNL Argeș, senatorul Ion Popa, salută, printr-un comunicat de presă, nominalizarea lui Andrei Gerea pentru funcția de ministru al economiei. Andrei este colegul și prietenul meu și împreună am întărit PNL în Argeș. Avem mare încredere în el, îl susținem și suntem siguri că va fi un ministru foarte bun. Pentru noi, faptul că avem un ministru argeșan la economie arată încă o dată că PNL Argeș este o filială puternică recunoscută pentru valoarea sa. Este cel de-al doilea lider argeșan care ocupă un portofoliu de ministru, primul fiind domnul Mircea Diaconu la cultură, înlăturat mai apoi pe nedrept. Este rodul muncii depusă în cei 4 ani de când suntem la conducerea PNL Argeș. Avem reprezentanți în toate structurile partidului de la nivel național. Sperăm să avem foarte curând un reprezentant liberal argeșan și în Parlamentul European și toate eforturile noastre se îndreaptă în acest sens, spune Ion Popa. Andrei Gerea a fost până ieri liderul deputaților liberali, fiind la al treilea mandat de parlamentar. Andrei Gerea este vicepreședintele Comisiei Speciale pentru avizarea proiectului de lege privind Roșia Montană. Dacă activitatea politică a parlamentarului este cunoscută, iată cum stă capitolul avere. Potrivit ultimei declarații de avere de pe site-ul Camerei Deputaților, Gerea nu deține niciun teren, în schimb are un apartament de 100 de metri pătrați în Pitești și o casă de locuit în Ștefănești, Argeș. Nu are pe numele lui niciun autovehicul, metale prețioase, obiecte de artă, în schimb are un depozit în valoare de 10.000 de euro din anul 2005. Andrei Gerea are contractate 3 credite în valoare totală de peste 176.000 de euro. În anul precedent, Gerea a încasat din salariul de la Camera Deputaților 53.489 de lei, în timp ce soția sa a câștigat circa 39.000 de lei. Potrivit declarației de interese, Gerea este asociat 50% la Valahia Invest SRL, asociat 66,66% la Valahia Motor SRL și asociat 15% la Gamma Asig Broker SRL. Andrei Gerea s-a născut pe 8 septembrie 1968 în București și este de profesie economist.